Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Sunt Ruxandra Dobrescu și, așa cum v-am obișnuit, ne vedem din când în când să povestim despre hormoni și despre afecțiunile tiroidiene. Iar tema de astăzi este, cred, o temă foarte interesantă și anume se referă la ce avem voie și ce nu avem voie să mâncăm dacă suferim de o disfuncție tiroidiană. E o temă larg dezbătută și pe social media și mi se pare că sunt multe lucruri care nu sunt foarte bine înțelese, așa că aș vrea să încercăm să le lămurim. Și vom discuta concret despre anumite alimente mai controversate, să spunem, cum ar fi cafeaua, nucile, soia și legumele crucifere, adică varza și conopida. Și voi vorbi un picuț și despre dieta fără gluten. Acum, pentru început, ce e foarte bine de lămurit este că și când vorbim de afecțiunile tiroidiene, este bine să avem grijă, să avem o alimentație sănătoasă în general. Adică nu numai persoanele cu hipotiroidism trebuie să respecte aceste reguli, ci noi toți. Și anume, e foarte important să încercăm să mâncăm cât mai sănătos, să încercăm să excludem din alimentație zahărul și alimentele foarte procesate și tot ce înseamnă, practic, calorii goale, adică acele alimente, acele lucruri pe care le consumăm și care ne aduc doar calorii și fără nutrienți. Și mă refer aici la majoritatea băuturilor îndulcite artificial, toate sucurile carbogazoase, la toate ronțăielile și crânțănelile care ne facem cheful, la toate produsele de patiserie și, în principiu, e important să reducem un pic și tot ce înseamnă produse de cofetărie și dulciuri. Concret, dacă este să ne referim la alimentele acelea controversate, aș vrea să începem cu nucile. Despre nuci se vorbește foarte mult și grija principală se referă la faptul că nucile ar conține o cantitate mare de iod. Acum, știm că avem nevoie de iod pentru sinteza de hormon tiroidien. Practic, fără iod nu există hormon tiroidien. Lucrul la care trebuie să avem grijă, mai ales dacă suferim de o afecțiune autoimună tiroidiană, adică de o tiroidită autoimună, este excesul de iod. Ei bine, nu o să facem niciodată exces de iod consumând nuci. Practic, excesul de iod, cantitatea mare de iod din nucă, se găsește în coaja verde a nucii. Da? Deci coaja care se găsește în afara cojii lemnoase pe care o spargem atunci când vrem să ajungem la miezul de nucă. Deci, practic, ca să ajungi să ai o cantitate mare de iod din nuci, ar trebui să mănânci o cantitate industrială de dulceață de nuci verzi, de exemplu. Adică, serios acum, până la urmă, câte nuci verzi poți să mănânci cât să apuci să faci exces de iod doar din consumul de nuci? Miezul de nucă nu conține atât de mult iod și putem să-l consumăm cu moderație. Singura observație se referă la faptul că pare că dacă consumăm nuci repede după ce am înghițit tableta de levotiroxină, adică tableta de eutirox pe care o folosesc persoanele hipotiroidiene, nucile astea, probabil prin fibrele pe care le conțin, par să încetinească absorpția de eutirox. Adică e bine să nu mâncăm nuci la micul dejun sau oricum să treacă câteva ore de când am înghițit pastila de eutirox și până am mâncat nuci. Altfel, nucile sunt un aliment foarte sănătos și conțin o grămadă de lucruri bune, așa că e bine să nu le excludem din alimentație. Punctul 2. Legumele crucifere. Și despre asta se vorbește o mulțime. Legume crucifere înseamnă, practic, de la varza asta modestă pe care o folosim cu toții, pe care o consumăm cu toții, până la verzele mai exotice. Și mă refer aici la varza de Bruxelles, la salata de tip cale și brocoli, conopidă și toate legumele astea înrudite. Practic, care e problema? Păi, se spunea cumva tradițional că genul ăsta de legume intră în categoria legumelor gușogene, adică sunt legume care în timp pot să ducă la creșterea dimensiunilor tiroidei. Ce se întâmplă de fapt? Ei bine, aceste legume par să conțină tiocianați. Astea sunt niște substanțe care împiedică ca iodul din sânge să fie captat, să ajungă în tiroidă. Și practic, pentru că împiedică captarea iodului, fac ca iodul pe care îl are organismul să nu fie ușor disponibil tiroidei pentru sinteza de hormon tiroidien. E o problemă care apare mai ales în consumul excesiv de astfel de legume și în condițiile în care vorbim de un deficit important de iod. Deci, cât timp avem în alimentație un aport corect de iod, adică cât timp mâncăm echilibrat și cât timp folosim sare iodată, care e foarte importantă în țara noastră, ca de altfel în multe țări din lumea asta, pentru corectarea deficitului de iod, legumele crucifere nu reprezintă în zilele noastre o problemă atât de importantă. Ca să scădem și mai mult riscul
de această, riscul pentru această interferență și mai bine ar fi să consumăm aceste legume gătite, pentru că prin gătire se inactivează enzima asta care împiedică captarea iodului de către tiroidă. Deci putem consuma liniștiți, cu moderație, adică o porție de legume din acestea crucifere pe zi, pentru că nu este absolut nicio problemă. Hai să vorbim un pic și despre soia. Soia este un aliment foarte folosit în bucătăriile asiatice, dar în ultimul timp devine din ce în ce mai folosită și în bucătăria noastră, pentru că reprezintă o sursă bună de proteine. Și este practic un aliment care este folosit de multe ori, inclusiv pe perioada postului, pentru că ne oferă o sursă bună de proteine care nu este carne. Problema cu soia se referă de asemenea la faptul că în condițiile unui deficit de iod, poate să crească un picuț TSH, adică pare să inhibe o enzimă care este importantă în sinteza hormonilor tiroidiene. Nici soia nu este atât de importantă, adică acest efect nu este atât de important cât timp avem un aport adecvat de iod. Deci iarăși ne întoarcem, uite cât de important este iodul. Și pentru că tot vorbim de asta, mai repet o dată, sarea iodată este un lucru bun. Avem nevoie de sare iodată pentru că sarea iodată ne aduce o cantitate de iod care să compenseze deficitul de iod care este prezent la nivel geografic în țara noastră. Practic, din cauza că solul țării noastre este sărac în iod, asta înseamnă că apa pe care o bem și alimentele, adică plantele și animalele care cresc în zona aceasta, sunt sărace în iod. Astfel încât avem nevoie de un supliment pe care îl obținem foarte ușor din sarea iodată, care e practic un condiment pe care îl folosim în cantitate mică, constant, adică în fiecare zi. Deci sarea iodată este, repet, un lucru bun. În încheiere aș vrea să vorbesc un picuț și despre dieta fără gluten, care este din ce în ce mai populară și multă lume se gândește să mănânce fără gluten când află că suferă de o tiroiditate autoimună. Lucru care este poate un picuț exagerat pentru majoritatea persoanelor cu tiroiditate autoimună. Hai să explicăm. Ei bine, cam 10% din persoanele care suferă de tiroiditate autoimună pot să asocieze boală celiacă, care reprezintă o intoleranță la gluten. Aceste persoane au nevoie de o dietă fără gluten, pentru că glutenul din cereale face să se exacerbeze fenomenele autoimune de la nivelul tubului digestiv. Și s-a dovedit că dieta fără gluten este foarte importantă atât pentru a contracara efectele, adică malabsorpția, care apare la consumul de gluten, adică corectează diareea și balonările și toate celelalte manifestări pe care le implică intoleranța la gluten și poate să scadă aparent și nivelul de anticorpi antitiroidieni la persoanele cu tiroidită autoimună care asociază boală celiacă. Deci logic și rațional este ca atunci când aflăm că avem o tiroidită autoimună să avem cumva ochii deschiși și mintea deschisă către posibilitatea ca această tiroidită autoimună să se asocieze și cu alte boli autoimune, inclusiv cu boală celiacă. Dacă avem dubii sau dacă avem ceva indicii cum că ar putea fi vorba și de o intoleranță la gluten, atunci testăm, verificăm anticorpii specifici pentru boală celiacă și dacă aceștia se dovedesc pozitiv, deci dacă pare că vorbim într-adevăr de o intoleranță la gluten, atunci da, dieta fără gluten este importantă. Altfel nu. Practic are sens, nu-i așa? Adică tot vorbim de medicină personalizată și de faptul că trebuie să tratăm pacientul și nu boala. Pentru că practic fiecare dintre noi este unic. E bine, același lucru se referă și la dietă. Adică e bine să nu ne gândim la un regim care este valabil pentru toată lumea, ci să avem în vedere persoana din fața noastră, să încercăm să verificăm care sunt problemele exact ale persoanei respective și întotdeauna să recomandăm un tratament și o dietă personalizată pentru fiecare dintre noi. Sper că materialul acesta v-a fost de folos. Dacă da, m-aș bucura să aud comentariile dumneavoastră pe care vă rog să le lăsați mai jos. Dacă vi s-a părut util și dacă vă place acest format video, aveți în vedere să dați un like clipului și să vă abonați la canalul meu de YouTube, pentru că în felul acesta veți primi notificări de fiecare dată când apare un clip nou, astfel încât veți fi întotdeauna la curent cu ce mai nou. Vă mulțumesc mult pentru atenție și ne revedem curând. La revedere!